Se moaie toată, se... Eu m-am uitat... Două săptămâni de azi. Eu m-am uitat că n-am mâncat niciodată porc mistrez, tu spui aici. N-ai mâncat porc mistrez niciodată. Socrul lui fratele meu e... Dumneața. Vânător, pașnic. La pădure. Și... Am trimitat și nidat. Nu, eu nu mai... Nu mai iepuri am mâncat atât. Iepure nu, n-am mâncat. Nu-mi place deloc, deci că-i mânt. Vai, ce bună e, doa, cu hrean, la cuptor. Dar știi că e cea mai, e cea mai din punct de vedere calorii, e cea mai scăzută în calorii calea de iepuri. Poate să fie, nu știu, mie scârbă de iepuri, mie nu mi-e scârbă de multe lucruri, dar de iepuri mi se par scârboși. În mâncare, nu să-i văd să pun mâna pe ei, nu pot iepuri. Da, la cuptor numai carne macră e bună tare. Eu ține l-a făcut, nu mai știu, mor maică mea, oricine ori mai ținte l-a făcut la cuptor, mirosea câine mânca. S-a... Și bunic meu Dumnezeu era vânător și a mâncat de iepuri. Ursul îmi place, dar e un pic tare carnea, dar e bună. Nu-ți place de urs? A, de urs e un pic mai tare, dar e bună. E cel mai mult că am văzut carnea de rechin. Și mie îmi place carnea de rechin. Băi, cel mai și cel mai mult, de când nu știu, ce gust are, mi-a plăcut cel mai și mai. Și eu am mâncat și mi-a plăcut. Și am mai mâncat toate de mânt. De, bă, dar... Da, și eu mânt, cal, nu am treabă. Asta vreau să te întreb, de căprioare ați mâncat? Băi, deci iată, nu. Tu ce zici, mâncat de cuțar? Depinde, cum e făcută, nu știu, eu totdeauna când am mâncat-o, mamă, m-a spart. Eu am mâncat toată și zice că e făcută, e cuțar. Păi, dar mulți lasă carnea de căprioare într-un vin, dar nu într-un vin dulce, într-un vin demi-sec, sec, și lasă o noapte, două, știi? Mamă, te sparge. Și bagă cuțitul așa în toată carnea și bagă bucăți de usturoi. Asta, da. Ai de mine, mami. Așa e, adică căprioară cred că e slabă, că... Da, e slabă. Carne roșie. Da. De fazan am mâncat o dată și nu mi-a plăcut. Eu am mâncat așa mai special de iepuri și porumbel. Porumbel nu o să mănânc. Și eu tot când eram mic mâncam porumbel, dar nu mai. E dulce, e dulce tare. Dar nu știu, mi-ar fi mire, nu știu porumbelul, de ce nu pot să mă... Da, dai seama că nu m-am uitat cum se face. Eu am fost, am mâncat, hai. Oh, doare, doare. Cea mai scârboasă mâncare mi se pare creierul de maimuță. Creierul de ce? De maimuță. Da, mă. Tocmai-ți bagi joc. Uite-te, vezi că e pândrețele mai scârbi. E cea mai scârboasă mâncare din lume. Dar mie și nu-mi plac prăștia, creier, și inimi, mulți mor de la creierul de maimuță. Care nu știu ce boală nea, că se mănâncă crud. Da. Și unde am văzut? Știi că maimuțele sunt cele mai mult. Nu știam. Probabil de sida asta. Iau o boală de morâc. Pe sport.ro a dat. A fost, știi, că pe internet scrie www.sport.ro și tot felul de reportaje. Văză. Și mă uitam și cum să sărești, dacă te spun cum să sărești, oricum lucrezi. Vie. Da, mă, vie. Nu fac, mă, oai. Bă, îți jur pe viața mea că nu fac mișto. Da, te-ai jurat la căți. Bă, de jur că nu așa vine mai... O, ați făcut maimuța vie? Oricum știu că nu crezi. Și-i taie capul. Nu, îi sparge capul, nu-i taie capul. Auzi cum se servește creierul din maimuță? S-a dat ce maimuța în față, îi sparge capul și ia creierul. Eu știu că nu crezi, e greu de crezut. Că nici eu nu îmi venea să credeam că e vreo farsă, dar vezi că e adevărat. Ați mă duc acasă, mă uit. Dați mesaj, vă rugăm frumos la 1272 cum să mănâncă creierul de maimuță. Scrieți pe internet, cea mai scârboasă mâncare din lume. Nu crezi, ea? Crezi că fac mișto de tine? Da. Nu fac. Serios că nu fac. Exact așa se mănâncă. Și știți cum pe o porție. Creierul de porc e bun. Dar prăjit. Mie nu-mi plac astea. Creier, inimi. Și ficatul îl mănânc așa, că îl face și mama, poate mai așa, și îl mănânc cu mămăliguță și cu brânză, dar nici ăla nu prea mă dau în vânt. De organe de astea, nu. Dar sângeriu de ăla ați mâncat? Îți place? Ce era, mă? Sângeriu, sau nu știu cum zice. Eu...
Sângerete. Calop de sânge, nu? De porc. Da, am mâncat. Uai, ce nașpa e. E bun. Bă, uai, ce nașpa e. Doamne. Eu ce în Spania și toți cer la restaurant când... La aperitiv. Să cerem piept de pui, o pulpă, ceva, aperitiv, sânge. Aperitiv. Sânge de porc, de ascalupuri, așa și... Da, mă, bă, eu am gustat, am zis că mor, bă. Ca un cârnaț care tot așa la sânge, orez. E numai sânge, are un cârnaț, e negru, are, e numai sânge, ceapă și puțin orez. Păi cam așa e și ăsta făcut. E morsigea, îi zice. Eu am mâncat așa la un aperitiv, la așa, bun, am zis că-mi dau și mațe și tot afară. Mi-a zis că e făcut numai din sânge și nu știu ce. Ce? Melci. N-am mâncat, dar o să mănânc, dar n-am... Super bun. N-a, în Brașov n-a fost niciun restaurant de ăsta. Băi, când vedeam că eu am așa și... Tu o suge și asta zici, într-aracu, mă. Și după ploaie iese mult. Da, de da. Cum mergi cu sacoșa? Bă, dar chiar plouă afară, mă? Dar normal, mergi și nu o să... Chiar ăștia după stradă, știi? Numai așa de pe pereze, mergi în câmp. A venit primăvara. Nu, pe stradă, pe stradă. Dar nici aia după câmp, mă, normal, nu o să... Chiar așa, că ăștia sunt crescuți în ferme. Sunt crescuți și în ferme, dar... N-ați văzut melcia fără carapace? Îi știți? Sunt, a, da. Pa, aia sunt cele mai urâte animi. Dar n-ai mâncat un mel fără carcasă? Uite așa-s de maro. Iar nu credem în prostul, mă. Mai da, bă, bă, sunt melci fără carcasă! Fără carapace, da, da, n-am văzut așa. Abis mai. Cu carapace i-a sat, a? Bă, dacă îi dau aia la parte, fac așa. Dar nu au, că sunt melci fără. De, o, așa sunt, și știi cum mor? Îi sară pe ei și mor, mă. Vezi, aș bat de luată melcea fără carapace. Da, mă, smart, e super, mă. Uite, stai în prezent. Sunt, mă, melci care nu au carapace. Dar de-aia se pune sare pe ei și lași acolo și mor ei, se duc singuri. Păi și cum adică? Tu crești așa ceva? Mă, dar vin în grădină. Ai zis că ai tu de asta. Și iarăși cârboase, nu știu, ați văzut broaștele alea mari? Dar picioare de broască ai mâncat? Picioare, da, de broască. Picioare de broască. Păi și de cine au carapace aia? Că așa sunt ei. Valin, picioare de broască ai mâncat? Da, ați mâncat și voi, eram eu zic o prostie acum. N-ai mâncat? Eu am mâncat pe unde ați trăit voi până acum, mă, de mâncat? Am mâncat la restaurant chinezesc, jur. N-ai mâncat picioare de broască? Da, i-am mâncat picioare de crocodil. Bă, ai mâncat sau nu? Exact, și carnea de pui, așa. Există, mă. Da, mă, tu și... Jur, îți aduci, deci mergi la chinez și ceri anca de rana, ai zici? Și îți aduci așa într-o de-asta de lut. Și fierb așa, deși, și scoți așa frumos și mănânci. Și bunezi, jur că-s bunezi. Nu am observat, n-am făcut. Eu am adus și am cerut și ferbeau direct. Am fost odată și am mâncat numai... Bă! Am fost la un restaurant chinezesc și am mâncat numai ciudățenii. Am cerut burezi de mari, algii, nu știu ce naiba. Algi. Băi, băiatule, mi-a pus în farfurie acolo, am luat două linguri, zic, iau-o, nu-i bună. După aia mi-am cerut astea, piciorușele de broască, bune. Am cerut și pâine. Ai văzut ce pâine de chinezii, nu? E exact gugoașă ca la noi, dar e dulce cu zahăr făcut în ulei. Și aia e pâinea lor. După aia am băut un ceai, dar nu știu cum naiba era călduț, nici o culoare n-avea. Nu m-am mai putut ridica de pe scaun. Bă, băieți, mă, îmbătat sapân. Un ceai bea ei la masă, nu știu ce naiba. După aia am băut ăsta lichior de șopârlă, care ți-a zis cu șopârlă înăuntru, toată așa, dizghenat. Nu. Nu, ce am mâncat a fost algile alea, picioarele de broască, am băut și ăla. Asta, bravo. Eu la vietnamez am fost. La voi, bun să vă duceți la aia, la sport.ro, dă aia care mănâncă grămadă de prostii. Bă, n-aveți treabă voi pe așa ceva. Exact cum a fost proba cu peștile vostru, când ai fost tu cu Andrei și cu Laurențiu, organe de alea, voi e bine să vă ziți acolo. Bă, picioarele de broască mănâncă toată țara, mă, nebunule. Eu nu, eu mănânc cartofi de astea, iep, pulpi de pui, nu, n-am treabă. Poți să mănânci picioarele de broască, dacă o să ai o caie, să zic ce bune sunt, bune serios. Nu, mă, să probezi, să încerci. Pizza, eu mă rezum la astea. Lăsați-mă, vă mâncați voi. Creier de maimuțe și picioare de dar braște. Limbă de cal cu dinții care ia ți-ai mâncat vreodată? Iar crede că fac mișelia. Am mâncat de... Să mănâncă limba la cal
Doar dacă are carii în gură. Zi, dacă... mă, carile alea... Dar tu de ce râzi când vorbești? Bă, carile alea nu fac un sos din el și te pune pe limbă. Da, și ți-l pui, era mea zic cum.